genul programului Talk Show. Și bine v-am regăsit la Tu ai cuvântul. Astăzi este ultima ediție din acest an emisiunii Tu ai cuvântul, așa că ne-am gândit să vă colindăm puțin, să aducem în fața dumneavoastră câțiva tineri care, pentru care nu contează că, nu știu, tradițiile, sau mai bine zis, nu au concepție așa cum au unii, că tradițiile sunt doar pentru cei mai în vârstă sau le este jenă să colindă, pentru că din nefericire mai există și astfel de tineri. Nu este cazul și studenților din cadrul Facultății de Inginerie Hunedoara, care au făcut o treabă foarte bună în ceea ce privește spectacolele de colindă, dar mai multe o să aflați pe parcursul acestei emisiuni, așa că o să vă prezint invitații mei de astăzi, Denisa Mureșan, în calitate de studentă de această dată. Bună ziua, bine ai venit în platoul nostru! Bună ziua și bine te-am regăsit, pot să spun, mă bucur să mă aflu din nou aici, unde oarecum sunt familiarizată cu... Ca acasă! Ca acasă! Așa este. Alături de noi este o altă tânără care a participat în acest an pentru prima dată la spectacolul de colinde organizat de facultate, respectiv Georgiana, să nu greșesc, Simedrea. Da. Îți spun și ție bună ziua și bine ai venit. Bine v-am găsit. Și nu în ultimul rând, domnul lector doctor Dan Lemle din cadrul Facultății de Inginerie Hunedoara în calitate și de dirijor de această dată, nu doar de profesor. Bună ziua, bine ați revenit. Să rămână, bine v-am regăsit și bună ziua telespectatorilor. Și dumneavoastră, telespectatorii, puteți intra în legătură telefonică directă cu noi la numărul 0354738888. Puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook Tu ai cuvântul sau puteți să ne urmăriți live pe site-ul www.tvhunedoara.ro. Cum spuneam, colindăm iarna, nu? Este un spectacol care a devenit tradiție la Facultatea de Inginerie din Hunedoara. Pentru a câta oară anul acesta a fost organizat? Da, este și aici, ca de fiecare dată când vin la dumneavoastră în studio, am câte o poveste. Ne bucurăm. Și acest spectacol are o poveste a lui, o poveste la fel de lungă, cel puțin la fel de lungă, precum acea istorioară cu protocolul nostru cu China. Toată povestea asta s-a desfășurat vreo 10 ani. Am început să facem spectacolele astea de colinde în 2003. Cum am început? Greu. A fost greu. Ideea mi-a venit după ce am fost plecat în Franța în 2001. Am stat acolo aproape 8 luni la Lyon și am văzut că studenții mai fac acolo și alte poate lucruri, da, fac și altceva decât învață. Și am zis, domnule, la Hunedoara, eu atunci mă dusesem la facultate în 1999, am mers acolo pe post de asistent și am încercat să mă familiarizez, să văd ce se întâmplă într-o universitate, mă rog, la Hunedoara, în facultatea de la Hunedoara. Și după ce m-am întors de acolo, în 2002, am început doctoratul în Franța, iarăși drumuri peste drumuri, iar în 2003 am avut așa o idee, să zic, la începutul anului universitar, când întrebându-i pe fiecare student în parte de la ce școală vii, cu cine ai făcut matematică, lucruri de astea de... mai dar în afară de învățat, că voi învățați foarte bine. Ce mai faci altceva? Și ele pot să confirme că au fost la rândul lor, au fost... deja și o să te rog, Denisa, să ne povestești puțin ce înseamnă aceste spectacole, pentru că vă cunoașteți până la urmă și din afara băncilor. Așa este, e mai mult decât relația doar profesor-student. E o activitate pe care o aștept de fiecare dată cu mare drag, deoarece ne adunăm din nou cu toții, cântăm împreună, ne mai cunoaștem, deoarece de fiecare dată vin studenți noi, din ani mai mici. Și încercăm să integrăm, să îi facem să se simtă ca într-o familie. Și cum se poate face mai bine decât prin astfel de evenimente. Așa este. Georgiana, tu pentru prima dată, așa cum spuneam la începutul acestei emisiuni, ai participat la acest spectacol. Cum a fost? Cum au fost pregătirile? Ați avut emoții? Emoții au fost, da. Cel puțin pentru mine, pentru că a fost primul an, dar
A fost foarte amuzant și la pregătire și mi-a plăcut. E o idee super tare ca cineva se ocupe de noi și să ne strângă pentru un lucru atât de important și de necesar, mai ales de sărbători. Dacă aș fi după mine fiecare profesor să ne strâng așa într-o colectivitate ca să facem diferite activități, nu m-ar deranja. Nu ați refuza, nu? Nu, nu. Rog și regia dacă se poate să difuzăm materialul cu fotografiile pe care dumneavoastră ni le-ați cele pe care oferit. Le-am găsit. Exact, de-a lungul anilor. Și pe baza cărora o să vă rog să... Da. Aici erați dumneavoastră? E faza de început, da. Problema e că noi nu avem niciunde să facem spectacole. Le facem, improvizăm într-o sală de curs în aula mare a facultății. Adică sunt imagini de la început 2005. Spectacolele au fost organizate în cadrul facultății. Da, păi unde să le facem? Că dacă mergi în alte părți nu vine nimeni și dacă tot e făcut de spectacol e făcut de studenți, îl facem pentru studenți și pentru angajații facultății și sunt destul de receptivi, participă. Acum au ocazia da. Și cei care au absolvit această facultate. Da, aici sunt deja generații care da. au cam terminat cu spectacolele astea. În orice caz, în 2005 a fost prima dată când am avut un nucleu ceva mai bun, am reușit să păstrez studenții din 2003, unii au rămas, alții s-au retras. În 2004 au venit alții în anul întâi, am reușit să păstrez câțiva din 2003, iar în 2005 deja vedeți că sunt destul de mulți pe scenă. Și în perioada care a urmat, cea mai bună perioadă a fost cea începând din 2008, în care am reușit să păstrez chiar un nucleu de cântăreți foarte bun. Deci am acolo în cor niște voci remarcabile, sunt atât la fete cât și la băieți. Da, un exemplu aici, Denisa, și l-am avut și pe Bogdan Toma și încă mulți alții care nu cântă muzică populară, nu sunt atât de cunoscuți, dar au voci foarte bune și le place ceea ce fac. Nu așteaptă niciun fel de recompensă. Sunt imagini mai puțin clare pentru că am avut, vezi, un cor destul de consistent acolo. A fost greu să-i urniți pe tineri? Am avut și invitați, uitați-vă, a fost Carmen Muntean cu invitați. Am avut tot timpul, am încercat să nu facem doar noi spectacolul, să aducem și alt fel de oameni care se ocupă de fenomenul ăsta, cărora le place ceea ce fac. Și aici deja în 2010 a fost un spectacol foarte reușit, iar după părerea mea cel mai bun dintre ele a fost spectacolul din 2011. A fost și foarte consistent, foarte lung, am avut și o prezentare legată de vizitele pe care le-am făcut noi. Începusem și protocolul cu China pe partea științifică și am făcut așa, am avut și un student foarte bun care primise medalie de aur la Geneva, îl știți pe Birtok. Absolvent de al nostru. Și am făcut așa un fel de prezentare foarte, foarte, foarte largă a facultății și a activităților noastre. Cred că a durat vreo 4 ore spectacolul. Dar lumea nu s-a plictisit. Au așteptat până la final. Și tot în 2010 am început o colaborare foarte bună și o să vă spună mai multe doamna profesoară Iacob în a doua parte. Uitați-l pe Bogdan acolo pe scenă, Denisa. Spectacolul din 2011, ăsta a fost foarte, astăzi foarte... Astăzi a venit în civil foarte Denisa. Bun, da. Am avut copii de la grădiniță, copii de la școală generală, am avut orchestra și corul de la liceul de informatică. A fost, zic eu... Au fost niște momente extrem de plăcute și complet diferite de ceea ce te aștepți să se întâmple într-o universitate tehnică. Da, pentru că nu se prea asociază așa spectacole de acest gen cu profilul pe care îl are această facultate. Eu am scris chiar și un articol într-o revistă Politics and Media, era domnul Gruian. Nu știu ce s-a întâmplat, de ce nu mai apare revista, mie mi s-a părut foarte interesantă. În care chiar făceam referire la artă și inginerie. Și, mă rog, au fost multe nume aici. Am avut chiar și colegi și colege la un moment dat care veneau la cor și după aceea s-au retras, că li s-a părut, nu știu de ce, foarte ciudat să participe într-un cor pentru studenți, dar mie nu mi s-a părut niciodată... Pare ciudat pentru că nu s-a părut niciodată nimic foarte ciudat. Eu vă spun, am crescut într-o familie creștină. Nu am exagerat niciodată prin credință, nu sunt un fanatic al credinței, ca să spun așa, dar nici nu pot să trec cu vederea că totuși sărbătorile astea de Crăciun ar trebui să însemne și altceva decât
vedeți perspectiva asta. Noi privim Crăciunul doar din perspectivă și... comercială. Exact, exact. Și am cam uitat perspectiva asta a sufletului. Și atunci, sigur, depinde cum privești lucrurile. Denisa, te-am văzut de foarte multe ori pe scene cântând. Ai emoții sau ai avut emoții cântând alături de colegii tăi? Sunt emoțiile mai mari decât atunci când ești pe scenă într-un spectacol unde lumea te aplaude pe tine. Acum ai fost alături de colegii tăi. Cum este? E puțin mai diferit, deoarece nu sunt doar eu și suntem un grup. Și atunci suntem toți pentru unul și unul pentru toți. E inevitabil să nu ai emoții, deoarece te gândești că vrei și vrei, de fapt, ca totul să iasă bine. Și atunci apar câteva mici emoții, dar pe parcurs, când deja începe primul cântec, al doilea cântec, nu îl mai simți, trec. Se mai încălzește și vocea. Așa este. Primul cântec de obicei e mai lejer, mai... După aceea încep și cele mai... Tu un pic mai dificile. Tu ai deja o experiență în spate. I-ai ajutat la repetiții pe colegii tăi? Ați făcut repetiții și în afara repetițiilor? Nu, repetiții în afara repetițiilor nu am făcut, dar de multe ori domnul profesor nu a fost alături de noi ca să ne dea tonul. Și atunci am preluat eu rolul de coordonator. Cum a fost Denisa ca și coordonator? Păi, noi avem foarte mare încredere în ea și în talentul ei și o admirăm și chiar se pricepea foarte bine. Ați ascultat și a spus în practică ceea ce v-a învățat ea. Am văzut și băieți care au acceptat să cânte în acest cor. Sunt mai mulți băieți decât fete. Deci am un cor în care sunt mai mulți băieți decât fete. Numărul băieților acum este mai mare. Dar am văzut în acest an și colegul nostru și studentul dumneavoastră, Florin, care a avut o surpriză și pentru noi să-l vedem în cor. Sigur că da, dar sunt mai multe surprize acolo. Sunt oameni de la care nu te aștepți că ar face așa ceva. Deci vă spun, când am început să fac sondajul ăla la începutul anului 2003, an universitar, 2003-2004, și am întrebat prin grupe, domnule, cine știe să facă și altceva, neștiind că voi avea de-a face cu oameni cu care să pot face un cor. Păi zic, domnule, hai să facem un grup folk, hai să vedem o echipă de dans, să vedem ce iasă. Și am avut cântăreți de tot felul, am avut sportivi de performanță, am fost surprins să văd oameni care știau să cânte la pian, la făcusere ani de zile de școală de pian. Și stăteau așa într-o rezervă, erau rezervați să spună, zic, dom'le, că se găsea tot timpul cineva să râdă. Știți ce mă deranja, deși asta le-am spus? Astfel de lucruri. Știți ce mă enervează cel mai mult? Când te duci într-un grup și întrebi pe unul, măi, ce știi tu să faci? Și ăla zice foarte timid, știți, eu știu să cânt la pian. Sigur se găsesc doi imbecili care să râdă. Ha, 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 ce fraier ăla știe să cânte la pian. Și pe mine chestiile astea mă enervează. Cum să-ți fie rușine să spui despre că știi să faci un lucru pe care ceilalți nici măcar nu-l visează? De ce trebuie să ai reținere să spui, știu să cânt la chitară, știu să cânt la pian, am făcut balet, îmi place să cânt muzică populară, aș vrea să cânt într-un cor, am cântat într-un cor. Eu am fost ani de zile în coruri, am cântat peste tot. Și nu v-a fost jenă să recunoașteți acest lucru, din contră, poate ați fost mândru. Și n-am simțit niciodată că fac asta din obligație. Asta le-am și spus de foarte multe ori. Vin la cor doar cei care vor. Exact. Nu cei care așteaptă neapărat o recompensă. Georgiana, tu ai așteptat vreo recompensă atunci când ai fost aleasă să fii și tu în acest cor? Cu ce gânduri ai intrat în acest proiect? Păi, când am auzit, a fost pus afișul și am aflat că domnul Lemne, știam deja de la un fost coleg că domnul Lemne face cor pentru ăsta sărbători și am fost și anul trecut. În public, nu în... În public, da. Da, și mi-a plăcut foarte tare ideea și cum am devenit și eu student acum, mi-a plăcut să fac și eu parte din așa ceva. Să înțeleg că anul viitor te vom regăsi în acest cor. Până în anul 2 de master. și vreo 5 ani în plus, că m-am gândit pe ăștia de la cor să-i las repetenți vreo 4-5 ani. Ca să poți să mențin echipa. Ca să poți să-i mențin echipa și nucleul foarte eu bine. Eu promit că voi veni și mă după. Mă gândesc că eu. Numai dacă îmi dați un scris că veniți și după ce terminați. Da, pe semnătură. Acum glumim, dar că e vremea sărbătorilor și nu trebuie să fim încrâncenați de niciun fel. Cum să vă spun, sunt absolvenți acum, nu mai pot, sunt ingineri care lucrează, sunt absolvenți de-ai noștri care lucrează și care mă sună și îmi spun, domnul profesor, când facem spectacolul, mai facem? Da, domnule, cum să nu facem? Păi mai am și eu loc să... Da, sigur, cu plăcere, cum să nu îi primești? Nu este un număr limitat mai ales că de studenți, de tineri. Nu, este deschis pentru oricine. Oricine știe să cânte, este binevenit la cor.
sigur că se face și echipă de fotbal, se fac multe chestii la școală, dar asta este o treabă mai specială, ca să zic așa. Este ceva, zic eu, aparte. Cât timp v-ați pregătit, Denisa, pentru acest spectacol? Tu împreună cu colegii tăi, că pentru tine probabil erau suficiente 2 ore de repetiții și... Ca să fiu sinceră, nu au fost chiar foarte multe repetiții, dar și în cele în care am repetat, ne-am dat tot ce a fost mai bun din noi. Ne-am dat toată silința ca să iasă ceva frumos. Cum a ieșit, domnule profesor? Aș zice să-i întrebați pe spectatorii care au fost acolo. Cred că a ieșit bine pe ansamblu. Acum, sigur, noi suntem profesioniști, dar absolut. Eu am mare încredere în cei care vin la cor. Sunt copii, sunt studenți care au voci bune și cei care știu să cânte n-au nevoie de foarte multe repetiții. Acum, noi nu vrem să facem nu știu ce mare performanță în muzică. Noi încercăm să cântăm mereu melodiile cam rămân pentru că se schimbă oamenii. Da, da. Un dirijor cu, să zic așa, cu state vechi în meseria asta, își păstrează oamenii și mai schimbă piesele din când în când să nu devină monoton. Dar eu am tot timpul, pleacă 4-5 copii din cor, vin alți 4-5 și atunci trebuie păstrat. Păi și eu rulați, așa. Da, rulez mai mult material uman. Dar îmi place că se implică foarte mult și le place. Am constatat că chiar fac treaba asta din pură plăcere, nu așteaptă niciun fel de recompensă, nici nu primesc niciun fel de recompensă. Am fost cu ei anul trecut, anul ăsta, în mod excepțional, n-am mai fost la rectorat, la Timișoara, pentru că s-a întâmplat să se suprapune cu emisiunea și am considerat că e mult mai importantă participarea cu ele la emisiune și cu... Vă mulțumim! A fost realmente o plăcere să petrec timpul ăsta cu dumneavoastră aici în studio. Dar în fiecare an am fost la rectorat, la Timișoara, am cântat în fața Senatului Universității Politehnica, am fost foarte apreciat și lăudat și, mă rog, asta cu am putut să fac. Tot acești tineri, să înțeleg, da, că ați, da, da, plecat, da, i-am pus la colindată la propriu. I-am pus în microbus și ne-am dus și am cântat pur și simplu la diverse oficialități. Am fost invitați într-un an la Josani, nu mai știu când am fost, oare în 2011 sau? În 2011. 2011 am fost la Josani, am cântat la Căminul Cultural acolo. Deci avem, cum să zic, încercăm să facem puțin mai cunoscut numele facultății și prin alte activități decât cele care țin strict pentru de... Pentru că se poate ca o instituție, o facultate, zi, orice ar fi, să fie promovată și altfel. Păi, vă dați seama că întrebați-o și pe ea, că eu am fost la liceu de informatică. Eu știu de... Îi știu pe foarte mulți dintre ei din vremea de când au fost elevi, nu neapărat studenți. Pentru că întâmplarea face să am o legătură foarte bună cu acest colegiu de informatică. Poate că într-o zi o să stăm mai mult de vorbă pe tema asta. Sau poate în a doua parte a emisiunii. Eu am profesat acolo 10 ani de zile și știu că acolo vin copii de calitate foarte bună. Deci materialul uman este foarte bun. Nu doar... în plan, cum să spun, al învățăturii, că sunt oameni care au un IQ exact dezvoltat, și... dar știu să facă și foarte multe alte lucruri. Ca dovadă că funcționează școala de muzică acolo. E o secție de muzică în cadrul colegiului de informatică. Sună iarăși foarte, foarte ciudat, dar chiar funcționează. La Georgiana, ai fost la secția de muzică în cadrul acestui colegiu? Sau... Nu. Am fost doar pe profil de informatică intensiv. Cu toate acestea ai calități vocale. Da, dar au avut un cor la informatică la un moment dat, mi-era ciudă că n-am eu corul sau? Respectiv. Păi nu, concurență, chiar am invitat într-un spectacol la noi în 2010 sau în 2009, nu mai știu dacă am imagine aici, dar... Asta ca să-i atrageți către corul dumneavoastră, nu așa, dar păi, încet, ca încet. Ca să vadă că nu pierd dacă vin la noi, au de câștigat și pe plan muzical. Chiar avea un dirijor foarte bun, un băiat, Tibi Scânteie, îl cheamă, era elev și un dirijor de clasă. Eu nu sunt specialist în probleme din astea. Eu știu să cânt, îmi place să cânt, îmi place ceea ce fac. Nu pot să am pretenția că, vai de mine, sunt un mare dirijor, dar îi adun pe copii, stau cu ei acolo, mă implic, îi ascult, le dau tonul. Și atât timp cât ei înțeleg ce spuneți dumneavoastră, da, înseamnă că totuși să, aveți îi fac, câteva îi calități să de dirijor. Cânte, da, îi determin să cânte așa cum vreau eu, cum aud eu bucata respectivă, piesa respectivă. Avem partituri, avem tot felul de lucruri, nu suntem specialiști, dar este o activitate, zic eu, care, în afară de faptul că
știu eu, uite, face un lucru bun pentru foarte mulți oameni care vin la spectacol. Oamenii se simt bine, în ora aia și jumătate se relaxează, îi vezi zâmbind, mai spune câte o glumă, se mai întâmplă câte o chestie pe scenă, că, mă rog, e scenă improvizată. Dar, au fost în public și prieteni, rude de ale voastre? Da, emoții întotdeauna. Sunt mai mari atunci când știți că, nu știu, părinții, frații, prietenii voștri vă ascultă, sunt acolo lângă voi? Nu, pentru mine întotdeauna e o mare plăcere ca părinții sau familia în general să fie alături în momente ca acestea. Mă simt mult mai relaxată. Tu, Georgiana? Eu n-am treabă cu familia sau colegii, dar parcă mi-s așa un pic mai reținută în fața profesorilor care sunt noi pentru mine acum. Să mă vadă și altfel față de cum aș fi la oră. Asta e interesant. Ar trebui poate față știți de părinți. Care e cea mai grea problemă fie... pentru un dirijor când ești în fața unui cor de studenți? Se face să zâmbească. Să așa de înfricionați, concentrați, să nu greșească. Măi, oameni, măi, trebuie să fie relaxați. Deci tot timpul încerc să le sugerez să... Atunci trebuie să înțeleg asta, despre ce e vorba, trebuie să zâmbinez. Până la urmă. Ne întâlnim acolo într-un cadru, când să spun, ca într-o familie suntem, o familie mai mare, hai să zicem, corul e o familie mai mică și suntem într-o familie ceva mai mare în care, mă rog, e și decanul, e și prodecan și cine o mai fi pe acolo, personalități. Am avut și dirijor, domnul profesor Dârvă, maestru ale dirijatului. Deci ar fi trebuit și dumneavoastră să aveți emoții mari. Păi acum, nu, eu de genul meu n-am emoții în problemele astea, pentru că știți cum am zis întotdeauna, dacă faci cu sufletul un lucru, poate contează mai mult decât toată tehnica de pe lume. O să fii un super dirijor. Dacă nu pui suflet, nu iasă. Categoric. Și cântăreți, poți să fii să nu faci niciun dezacord, să ai o voce impecabilă și o tehnică nemaipomenită. Dacă nu pui un pic de suflet, ăia care te ascultă sau te văd... Dacă nu transmiți ceva... Nu transmiți emoția. Acum am vrut să zic aici, cred că ar trebui pe Denisa să o lăsăm să completeze și da, să ne spună cum e cu această e mai temă decât noi suntem... Exact. Da. Dacă nu transmiți un mesaj prin cântec publicului, nu e ok. Trebuie să pui suflet, să-ți placă ceea ce cânți. Automat atunci omul percepe ceea ce vrei tu să transmiți. Și dar numai asta, dar te și iartă, dacă că... chiar gafezi, da, te iartă, da. Îți trece cu vederea. Dar ai pus suflet, o simțit o emoție, o simțit o treabă. Dar ce lucru ai reușit tu, de exemplu, să-l transmiți de la bun început sau a fost nevoie de un an, doi, până când să îți dai seama... Cum stă treaba cu publicul și cu această emoție? Îți dai seama că nu am avut de unde știi transmiți. Acest lucru de la început. Pe parcurs te călești, practic, și îți dai seama de toate aceste mici detalii. Dar m-am descurcat de la bun început pentru că am avut profesori care m-au ajutat și m-au inițiat în tainele cântecului. Și ți-a plăcut ceea ce da. Faci? Dacă nu mi-ar fi plăcut, clar nu aș fi reușit să ajung până aici. Vă gândiți să continuați cu acest cor și să mergeți, nu știu, să chiar să organizați în cum este și acum în Deva, Târgul de Iarnă sau și la Hunedoara, să cântați pe scenă acolo cu ei în păi fața da, cântat la zeci sute de oameni. Cum se cheamă? Orășelul Copilor în Hunedoara. Orășelul Moș Crăciun. Ca așa, în Orășelul Moș Crăciun a reușit să-i adun că... Am mers cam jumătate din cor, că atât am reușit să adun într-o după masă. A fost așa pe nepusă masă. Da, a fost cumva pe nepregătite chiar 100%. La un moment dat s-a pus problema să mergem să cântăm, după aia s-a spus nu se poate că nu avem o poziție unde să vă introducem și pe voi. După aia am sunat, hai totuși aveți 10 aveți minute, loc. Domnule, hai să cântăm. Ne-am adunat, ne-am dus acolo, am cântat. Da, cum să nu, eu aș vrea mai mult decât atât. Dacă aș ști ce vreau eu, vai de mine, păi eu aș vrea să am un cor, nu numai din studenți, sigur, studenții să fie nucleul, pepiniera, să zic, oamenii care vin, dar aș vrea să-i pot păstra pe cei care sunt foarte buni și vor să continue să-i pot păstra într-un cor. Să am acolo un dirijor și care să se poată ocupa. Și de ce credeți că nu se va putea ocupa acest lucru atât timp cât ei își doresc? Sunt multe lucruri de pus pe rol. În primul rând, noi nu avem o sală în care să facem repetiții. Nu, e o sală... Noi facem repetițiile într-un amfiteatru, care nu are nici sonorizare, nici nimic cum ar trebui să fie. Stăm în bănci, nu stăm într-un loc să fim obișnuiți cu o anumită așezare, cu o anumită... Și activitățile astea presupun... Știți, chestiile astea se făceau pe vremea lui Ceaușescu și toată lumea a spus, vaia de mine, cântarea României. Nu, domnule, este rău când cineva te obligă să faci. Dacă i-aș obliga să vină la cor, ar fi foarte rău.
Dar atâta timp cât faci un lucru pentru că îți place, nu văd de ce ar trebui să nu mai facem. Și nu văd ce e rău să faci un spectacol de colinde în perioada sărbătorilor de Crăciun. Da, trebuie să vă opresc pentru că suntem deja la pauză. În a doua parte a emisiunii o să vină alături de mine și de domnul profesor doamna Camelia Iacob, profesor de muzică al Colegiului Național de Informatică Traian Lalescu din Hunedoara. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc sărbători fericite. Asemenea și noastră și dragilor noștri telespectatori. Și noi revenim după câteva minute de publicitate. Am revenit în direct, am restrâns puțin rândurile. Alături de noi a venit și doamna profesor de muzică din cadrul Colegiului Național de Informatică Traian Lalescu din Hunedoara, doamna Camelia Iacob. Bună ziua, bine ați venit în platoul emisiunii noastre. Bine v-am găsit, bună ziua, vă mulțumesc că m-ați invitat și în special mulțumesc domnului profesor Lemle. Dacă a rămas alături de noi, doar fetele au fugit așa puțin. De când această colaborare cu Facultatea de Inginerie din Hunedoara? Cum a pornit totul? N-a fost greu. Nu a fost greu deloc. E bine știut că domnul profesor Lemle este foarte atașat de copiii care cântă în general, că sunt coriști, că sunt instrumentiști. Totul a pornit în 2010, când domnul profesor ne-a invitat să susținem un concert în cadrul facultății și noi chiar doream să cântăm. Și nu știați cum să ajungeți. Da, o să povestim și acest lucru. Doream să cântăm. Atunci, în 2010, nu am cântat numai cu copiii. Noi am format... Sunt profesor, dar sunt și instrumentist, predau violoncel în cadrul școlii de muzică de la Colegiul Traian Lalescu și la Liceul de Muzică, Liceul de Artă Sigismund Toduță din Deva. Da, și am format în urmă cu 5 ani un quartet, de fapt sunt două astăzi, un quartet cu pian majore și un quartet de coarde cu ore. Cu acest quartet de coardă, în 2010, am cântat cu colegii mei de la liceu. Ați cucerit. I-am cucerit, dar n-a fost suficient, cred că, pentru că au urmat și copiii, bineînțeles. Și atunci am cântat pentru prima dată cu orchestra și a fost minunat. Vreau să spun că sala chiar are o acustică bună. Deci vedeți ce spuneați în prima parte a emisiunii, deci se pot face repetiții și aici, nu trebuie să renunțați. Deci este clar că numai Crăciunul nu va fi singura dată când o să cântăm la domnul profesor la facultate, deci o să încercăm să obținem sala mai des. Fiți convinși că vom veni mai des. Știți cum începutul a fost, n-a fost greu, dar ne-a plăcut foarte mult, a sunat bine, copiii s-au simțit bine, publicul a fost așa pe placul nostru, au gustat tot ceea ce noi am servit publicului. Deci în 2010 a început totul și de atunci suntem în permanență, cuplați la tot ceea ce se întâmplă în această perioadă la Facultatea de Inginerie și suntem chiar încântați de acest lucru. Cred că ar trebui totuși să vedem ce faceți cu acești copii și să-i și ascultăm regia, dacă se poate, să difuzăm materialul cu acești elevi și să vedem ce cântă sunt și cum cântă ei. Sunt imagini spectacol din anul trecut, 2012. Vă rog, imaginile și revenim în direct după aceea. O piesă la fel de cunoscută, care se cântă peste tot în lume de sărbători și în special de Crăciun, Pâinea Îngerilor, adică Panis Angelicus. Thank you.
Melodie absolut impresionantă, dacă pot spune, foarte frumos. Sunt doar elevii din cadrul școlii de muzică, da, ai Colegiului, da, Național Traian Alescu? Da. Colegiul Traian Alescu, după cum știm, că în cadrul Colegiului Traian Alescu se regăsesc mai multe școli, școala 4, liceul de informatică și, bineînțeles, clasele de muzică. Clasele cu profil de muzică au un învățământ suplimentar de muzică. Copiii care sunt în cadrul școlii noastre, cultura generală o fac în altă parte, adică la oricare altă școală din municipiul Hunedoara. O parte din ei sunt în cadrul Colegiului de Informatică, o parte sunt la școala 3, școala 9, matematică, fizică. Deci avem din o paletă, da, bine, mai largă domeniile de școli, de unde, și asta ne mulțumește fantastic. De ce? Pentru că putem da ocazia tuturor elevilor din oraș să participe la concursul de admitere la școala de muzică. Există un concurs de selecție destul de riguros, se bazează totul pe aptitudini muzicale și numai atunci poți să fii elev la clasele de muzică. Studiază, elevii în general studiază pian, vioară, violoncel, cor, orchestră. Da, aveți, da, orchestră. Da. Cor, orchestră. Această orchestră am înființat-o acum 3 ani. Și de ce am înființat-o? Pentru că elevii noștri și-au dorit-o. N-a fost doar o dorință a mea personală. Am tot căutat să le dau exemplu meu personal și a contat foarte mult. Văzându-mă că eu cânt în diferite formații, și-au dorit și ei să cânte. La început, acum 4-5 ani, am început cu câteva grupuri instrumentale, un quartet, un trio și, bineînțeles, că din quartet a ajuns septet, octet și ne-am dat seama că, de fapt, copiii vor orchestră. Și atunci a început totul. Am reușit să obțin o oră pe săptămână, deci copiii au un orar, e o materie, se studiază o materie. Deci este opțional. Nu este opțional, este obligatorie. Este obligatorie, dar bine, nu o gândim ca obligatorie, pentru că ei vin neobligați. Asta vreau să spun. Este o oră pe săptămână, dar nu e suficient acea oră, noi lucrăm mult mai mult. Pentru că în momentul în care noi pregătim un spectacol, un concert, nu se poate realiza într-o oră pe săptămână. Și piesele pe care le abordăm sub nicio formă nu se pot, aceste piese nu se pot lucra într-o oră, pentru că noi avem o paletă largă de piese instrumentale și caut să pregătesc împreună cu copiii să trec prin toate perioadele importante muzicale. Chiar de la începuturi, de la preclasic, după aceea, bineînțeles, la clasic, Mozart, pe care copiii îl îndrăgesc atât de mult. De ce? Știind și istoricul și viața tumultoasă și îi atrage extraordinar de mult Mozart. Majoritatea. Bine, da. E bine acest lucru. Brahms, anul ăsta am abordat și cu mare, am avut chiar emoții, Shostakovich. Prima dată n-am înțeles. Știind că compozitorii ruși sunt abordabili, dar de la o anumită vârstă. Ori ei, având între 8 ani și 14 ani maxim, li s-a părut că este greu și că nu o să-l înțeleagă în amănunt. Și l-au înțeles? Nu s-a întâmplat asta. Nu s-a întâmplat. Deci au cântat valsul de Shostakovich cu atâta dezinvoltură și cu atâta pasiune că la un moment dat mi-am dat seama, am zis: Doamne, cu voi pot să studiez și pot să cânt? Cred că și de muzică contemporană, pentru că o simt. Și de ce o simt? E cunoscut, pentru că sunt talentați. Acesta e cel mai important lucru, să fie talentat și să și muncească pentru a pune în valoare. Deci vă dați seama cât muncesc acești copii, pentru Dumnezeu i-a înzestrat. Sigur, fac două școli.
dimineața până la prânz sunt la școala generală și apoi vin la noi. Vă dați seama cât muncesc acești copii. Și cât mai repetă acasă, pentru că nu e suficient cât faci la școală. Acolo te îndrumă, profesorul îți spune ce e bine, ce nu e bine și pe ce să insiști. Te duci acasă și acolo continui. Talentul, dacă repetiția nu e continuă, sau cred că este în permanență o repetiție. Da, bineînțeles. Talentul, dacă nu e cizelat, nu e îndrumat, se pierde. Se pierde, deci nu mai are valoare. Și contează și de atitudinea celui care deține talentul. Da. E vorba de atitudine. De atitudine. Ce vrea să facă el cu talentul pe care l-o... La început sunt dezorientați. Nu știu ce ar putea, adică nu au, știu că sunt talentați. Poate au foarte mult curaj să încerce tot ceea ce își doresc. Curajul și încrederea vine din acțiuni de genul ăsta. Vedeți, vin la un spectacol colindăm iarna la facultate, se mai duc cântă pe scena case de cultură, mai sunt invitați la... Da, și atunci capeți încredere. Vezi că ceea ce faci tu e o treabă apreciată de ceilalți și asta îți dă încredere. Și atunci parcă îți dă și motivația de a continua să studiezi poate și mai mult. Cum au reacționat copiii când au aflat că participă din nou la acest spectacol organizat de facultate? Eu nu știu de ce, dar eu am impresia că ei știau că vor fi invitați. Păi, pentru că ei deja au început să anticipeze tot ce se întâmplă. Știau că vor cânta la Casa de Cultură. Au cântat anul acesta, chiar din luna septembrie am început așa cu niște concerte în forță, spunem noi, mult. A trebuit să muncim mult. Dar ei acolo se simt cel mai bine, să știți. Noi degeaba lucrăm la școală și stăm până seara târziu, că părinții așteaptă în parcare și noi nu terminăm și mai încă o dată, hai mai... Deci ei chiar doresc să studieze trebuie cât mai să mult. Și vadă cineva. Categorii, deci nu are rost să cântăm, dar nu mai... Vede nimeni. Bineînțeles. Și orchestra, asta poate este rolul orchestrei. Poate că ei studiază, de fapt, atât de mult după orele noi de curs, de pentru că... avem un protocol de colaborare între facultate și Colegiul de Informatică, putem asta cu secția de muzică, da. Și sperăm să ducem cât mai mult cât timp mai mult. Și da. Cât mai departe da. Și sigur, nu să ne oprim doar la spectacolele de Crăciun. V-am spus că și eu aș vrea exact, mai aceasta, mult. Era următoarea întrebare pe care vreau să vă adresez. Doar de Crăciun vă gândiți să faceți astfel de spectacole în parteneriat cu Colegiul Național Ne-am gândit Trenalescu. Să facem mai mult, numai că e vorba și de timp și de posibilitatea de a face treaba asta. Ar fi nemaipomenit, de exemplu, în primăvară să facem un concert. Eu aș fi vrut să fac, de exemplu, audiții de operă la facultate. Aș fi vrut să facem un concert primăvara. Tot noi, cu corul și orchestra de la muzică și cu cei care se pot implica și știu și pot să ofere da, ceva. Categoric, noi am cântat, vreau să vă spun că de Rusalii, noi am fost în Parcul Tineretului și am cântat în aer liber, Brahms. Foarte frumos. În momentul în care slujba la catedrală s-a terminat, oamenii au ieșit din biserică și noi am întâmpinat cu muzică. Și au fost așa nedumeriți că nu știau ce se întâmplă. Ce se întâmplă? Niște copii de o șchioapă cântă, există o orchestră și nu, au fost nedumeriți. După aceea s-au strâns tot mai mulți, a fost parcul plin și am spus, de fapt, dorința mea, niciodată nu iau o decizie până când nu ne consultăm. Bineînțeles, pentru că, de fapt, la urma urmei, ei sunt artiștii. Dumneavoastră doar eu doar îndrumați îi coordonez, îi învățați tot ceea ce dumneavoastră și știți și ați învățat. Și încurajez, și, dar ei sunt artiștii și atunci e normal să îi întreb și să țin cont de părerea lor. Chiar și la repertoriu îi întreb întotdeauna, am putea, credeți că ați vrea sau ce ați mai vrea să cântăm? Și îmi vin cu fel și fel de Pantera Roz. Pantera Roz o să o cântăm. Acceptați orice propunere venită da. Din partea lor în ceea ce privește muzica. Da, vor muzică din filme. O să facem muzică din filme, o să o studiem. Deci nu, e, pentru că sunt talentați, își pot permite acest lucru. Și asta o spun cu mâna pe inimă. Îi cunosc atât de bine și de ce? Pot să spun că sunt o fericită că am o orchestră bună. Spun că este bună la nivelul și la de pregătire și la vârsta pe care au copilașii. De ce? Pentru că acești copii sunt olimpici.
Asta trebuie să o spun neapărat. 25%, noi avem 82 de copii, 25% din copii au luat premii la Olimpiada Națională și la concursuri internaționale. Deci cu astfel de copii, normal că poți să scoți o calitate. Ultimele 30 de secunde. Și și o plăcere să-i vezi realmente. Da, cântă din suflet, sunt dezinvolți, sunt creativi, o sensibilitate. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Din păcate, timpul a fost foarte scurt. Vă doresc sărbători fericite, un an nou mai bun decât acesta și pe finalul emisiunii o să lăsăm de această dată studenții să ne colinde. Da. Eu vă mulțumesc mult. Mulțumesc și dumneavoastră telespectatorilor. Vă doresc un Crăciun fericit și un an nou mai bun. Rămâneți în continuare alături de noi pentru că după ce veți asculta colindele pregătite de studenții din cadrul Facultății de Inginerie din Hunedoara, urmează știrile Hunedoara TV prezentate de Nicoleta Pârva. Eu vă doresc o seară plăcută tuturor. La revedere!